remarci, comentarii. Vă trebuie... Dar pot să vorbesc despre asta. În spate se aude încolo? Pe care te-ai întrebat la mine? Da, ok, super. Întrebarea mea era legată de unde s-a pornit, și anume introducerea unui tarif de mentenanță. Și în final, unde s-a ajuns cu asta? Păi, tarifele respective sunt în vigoare. A fost un proiect, bineînțeles, mult mai amplu decât se aștepta toată lumea. Adică a durat, ne așteptam să dureze o lună, a durat 4 luni. Partea de empatie a contat foarte mult în discuțiile cu oamenii, pentru a înțelege care sunt problemele lor, provocările. Au făcut colegii mei dealuri personalizate cu fiecare, niște regimuri de tranziție, niște bartere, de genul, pentru asta mai primești ceva în plus. Și proiectul respectiv, acum, deja suntem pe planurile noi. Cum a ajutat tot ce mi-ai spus tu aici în a creiona, să spunem așa, un mesaj către clienți ca ei să accepte acest cost de mentenanță, că aici undeva mi s-a rupt filmul, să zic. E o fractură. Nu... E o fractură. Eu n-am lucrat direct cu partea asta, adică am făcut inițiativa asta, am pus afișele alea prin companie. Nu știu exact în ce mod au dus mesajul mai departe colegii mei. Ceea ce știu e că pe lângă faptul că au făcut o abordare mult mai personalizată și mai unul la unul cu fiecare, pentru că la început era ceva genul, guys, am schimbat planurile, aveți o lună, treceți. Cam ăsta era planul inițial. Și dacă am fi mers așa, nu cred dacă era bine. Până la urmă s-a ajuns la o abordare personală, în discuții cu fiecare, timp alocat și înțeles ce au nevoie și ajustat ca să fie ok și pentru ei. Acum să zic cum au făcut fiecare, nu știu, pentru că n-a fost la moștire asta. S-a plecat de aici implementarea acestui design thinking și s-a ajuns în altă parte, la descoperirea unor cu totul altfel de probleme și care au generat soluții și mai departe. Și eram curios cum s-au legat, dacă cele două, că practic proiectul a demarat cu un scop și finalul din perspectiva mea a fost totul altceva. Okay, înțeleg. Eu momentele astea pe care le-am pus aici sunt toate proiecte separate, care sunt momente în care eu am zis, băi, am învățat ceva la design thinking, hai să fac chestia asta în ce face compania. La unele am fost implicată până la finalizare, mai ales astea care sunt legate de tehnic și de product, în care a fost la mine decizia de cum facem. Pe partea de business am dat un impuls și cred că s-a propagat. Acum nu știu exact, n-am verificat ce au zis ei, ce au vorbit cu clienții, dar s-a schimbat abordarea. Adică în loc de un deadline, într-o lună schimbați tot, altfel vă dăm afară, s-a ajuns la o abordare mai umană și am păstrat portofoliul de clienți. A durat mai mult timp. Da. Ok. O problemă cu care, de exemplu, eu mă confrunt este faptul că nu se vede imediat rezultatul unei astfel de acțiuni. În sensul că tot timpul se caută o capitalizare a alocării noastre de resurse. Cât câștigăm efectiv și în cât timp din așa ceva. Dacă eu sunt adeptul îmbunătățirii continuu și consider că pe parcursul cursului de producție se poate modifica ceva în fiecare punct, astfel încât, nu știu, produsul finit să fie ceva mai bun, dar asta nu înseamnă că automat vânzările o să crească 200%, nu este privit atât de bine cum, nu știu, de exemplu, o ofertă extraordinară care atrage brusc 500 de clienți. Și de asta eram un pic curios cum a evoluat și din ce perspectivă a privit, nu știu, managementul, acționarii, toată această, acest shift, să spunem așa. Da, problemele pe care le-ai zis le-am simțit și eu. Adică cultura companiei mereu a fost întrebarea și cât ne duce asta și cât alocăm și ce se întâmplă. De asta inițiativele pe care le-am făcut sunt destul de mici din efortul nostru. Adică pentru trimiterea de e-mail-uri alocăm cam
să zicem, cu tot cu timpul de răspuns, 5 ore pe lună, 5 ore om. Pentru partea de îmbunătățiri, iară, sunt cam 10% din ce face echipa tehnică, 20%. Cumva avem traiectoria principală, lucrurile pe care știm că trebuie să le facem și pe astea le-am băgat în timpul ăla de mai experimenta, mai încercăm ceva nou după ce ne-am făcut treaba. Și partea bună e că au fost rezultate. Managementul aprecia foarte mult, credeam că o să fie un pic evident chestia asta, că m-au trimis la tot felul de workshop-uri, adică nimănui nu dădea prin cap ca pe cine coordonează echipa tehnică, trimis 5 zile într-o tabără cu clienți, știi? Asta a fost pentru mine o mare dovadă că ceea ce fac este bine și ei au fost foarte încântați pentru că de mai mult timp încercau să fuzioneze partea asta de ce facem, ce au nevoie oamenii, cum facem. E bineînțeles work in progress, adică nu pot să zic că băi, am revoluționat o performanță, de-aia v-am și pus chestia aia cu tracțiune la început, că sunt undeva pe la, cam pe la al patrulea rând de zerouri, într-un fel. Adică sunt niște inițiative mici, nu sunt ca speakeri internaționali care vin și zic băi, am revoluționat o companie, totul se vede în cifre, sunt încă inițiative mici, dar pentru mine ele au rezultate și faptul că primesc mai multă putere de decizie și timp de a le implementa e semnul că și managementul e de acord și ne vreau cale bună. Nu mai zic că utilizatorii sunt încântați când văd că, băi, în sfârșit mi-a pus chestia aia, de când nu doream, nu v-am zis niciodată. Vreau să adaug și ceva, dar... Vreau să adaug la comentariile astea. Deci, nu e deloc surprinzător că drumul tău este ăsta care este. De fapt, toți cei care fac design thinking și care introduc povestea asta în companii, recomandă exact lucrurile astea. Începeți mic, cu mize foarte mici, nu vorbiți despre care vreți să ferezi și că oamenii o să vă bage seama o oră tot după care se duc la treaba lor că sunt ocupați. Dar uite, dacă faci un mic workshop în care îi aduci și îi pui să vorbească într-un anumit fel, cu un anumit proces care nu evită să se încaiere și așa mai departe, deja faci un mic pas. Și asta e prima chestie, e cea mai importantă, e una dintre concluziile Irinei. Că trebuie să faci lucruri mici care aduc un pic de un jumate de pas care îți aduce încă un pic de teritoriu și teritoriul se lăgește și na, eu acum uitându-mă din afară, dacă mă uit la job-ul pe care îl face acum Irina, e mai degrabă un fel de user experience leader decât un chief technical officer în sensul că își coordonează echipă de developeri. Adică e cumva undeva între a face acum o tranziție, da, exact, o tranziție profesională, să spunem, probabil. Sau așa. Iar al doilea lucru ce ai spus tu este că vorbeai de acel proiect mic de tarifare. Asta se întâmplă de obicei în proiectele de design, este că se schimbă sfera de acțiune. Pentru că pe măsură ce deschizi mai mult urechile la clienți, afli de lucruri despre care habar nu aveai. Și atunci evident că se schimbă sfera, scopul, cum se zice în engleză, sau sfera de cuprindere a unui proiect, dacă e să zicem în română. Și asta e ce aduce designul, să zicem, îți aduce niște teritorii absolut necunoscute care, într-adevăr, pot să aducă super multă valoare companiei, poate la început mai puțin, pe parcurs mai mult. Aveam aici întrebări, Rad. Ce v-a oprit pe voi să faceți partea de prototipare? Mi se pare un super foarte puternic. De ce? Unde a fost blocajul? Frica și... Cui? A cui frică? De-aia nu sunt încă la un, de-aia exact. În principiu, n-ai propus-o sau ceilalți au zis, stai că nu ne ducem așa? Asta cu prototiparea de-a lungul anilor s-a discutat foarte mult și cel mai departe la care am ajuns a fost ca după 2 sau 3 luni de muncă să mergem la niște potențiali clienți cu un prototip. Deci, nevoia de a face lucrurile perfect. Nu mai e prototipul. Da, și era al treilea redesign al prototipului. Dar noi luăm în continuare prototip. Deci, dar practic... Cine anume din firmă? Adică, nu nume și prenume, dar unde? Sau eu. Adică, în momentul ăsta... Ție ți-a fost frică să te duci cu prototipul? Da, în momentul ăsta sau eu... Sau nici cineva de la vânzări și azi, nu mergem la client, că uite, ăla mă știe și nu... În momentul ăsta, cred că e la mine, pentru că eu mi-am asumat jobul ăsta și eu vreau să fac asta. Și pentru asta ar trebui să zic, băi frate, uite, am descoperit problema asta, nu o implementăm. Pentru că la noi în firmă de obicei este am descoperit problema, ne-am gândit cum se face, noi suntem foarte deștepți, știm totul, o facem și vedem dacă le place. De obicei le place, dar cam moderat așa, nu e nimeni în extaz, mamă ce ați făcut, ați ghicit perfect. E ok, dar nu e breakthrough. Și pentru asta cred că ar trebui eu, în momentul ăsta, mai de mult alții, dar acum eu, să zic,
am descoperit problema, nu facem nimic până când nu chemăm 6 oameni aici, investim timp, într-adevăr, trebuie să rezervăm sala, cineva se ocupe, să luăm notițe, să le analizăm, să investim timp în chestia asta, băi, nu facem nimic până când nu validăm. Încă n-am ajuns acolo. Da. De-aia l-am pus că asta îmi doresc. Da, voiam să întreb dacă nu cumva, în loc de prototip, cred că ai putea folosi proof of concept în unele cazuri. Ce înțelegi prin proof of concept? Păi, e o diferență destul de mare. De exemplu, proof of concept înseamnă că încerci să faci ceva și vrei să fii sigur că se poate face. Prototip este la un produs. Proof of concept poate fi o parte dintr-un produs. De asta întreb. De exemplu, ai spus mai devreme că erau niște probleme pe care nu încercați să le rezolvați. Unele cazuri în care se aplică proof of concept în cazul ăsta este că încerci să rezolvi o problemă și vrei să afli dacă se poate rezolva. Ceea ce e total diferit față de prototip, scuze. Da. Cred că dacă îmi dai voie, cred că diferența, dacă înțeleg eu bine, diferența principală aici, să zic oamenii care sunt ingineri tehnici aici, dacă înțeleg bine, este că proof of concept e dacă putem să rezolvăm problema tehnică. Da. Noi vorbim aici de probleme ale oamenilor. Deci pe design thinking, în sfera asta, human-centered design, vorbim de o problemă pe care utilizatorul o are, că nu știe, că nu înțelege, că nu vede, că se pierde, că scrie, că nu scrie, că etc. Deci vorbim de probleme ale oamenilor, nu neapărat de probleme tehnice, dacă, nu știu, dacă e un bug sau... Deși uneori bug-urile și chestiile tehnice influențează experiența pe care o are clientul, dar pornind de la experiența clientului, după aia descoperi problema tehnică și tot așa, că poate să spune mai mult de bine. Da, noi acum, din fericire, pe partea tehnică, nu prea mai avem întrebări din astea, gen se poate face sau nu, cam știm. Adică pe tehnic e destul de clar. Cât costă, ce competențe avem nevoie, suntem în stare, timpul. Pe asta am, cum să zic, inedit destul de bine. Pe partea de, păi, dacă punem chestia asta în fața utilizatorilor, o să fie bine, ăsta e ceea ce numesc eu prototip. Adică, uite, dacă le facem... De exemplu, noi avem o secțiune de unelte și unul din piticii mei pe creier este că nu avem într-un loc în care să zică, bă, dacă faci Facebook, îți trebuie uneltele astea două, dacă faci Google Ads, uite ăsta și dacă ai blog, astea trei. E ceva ce, în mintea mea, eu sunt absolut sigură că ar fi bric și ne-a rezolvat toate problemele. Ce ar trebui să facem? Am mai să desenăm hârtia asta pe hârtie, pe ceva foarte simplu, să nu o facem și să luăm câțiva oameni, să zicem, ia uite, să vedem, o observă, zică, mamă, cât de tare, sau e un fel de, da, whatever, caz în care nu mai facem. Deci pentru mine prototip e ceva care sugerează o soluție, dar nu o face. Pentru că să o implementezi efectiv, poate durează 3 luni. Să îi spui omului, uite, vreau să-ți fac, nu știu, de exemplu, când ți se descarcă contul, să se încarce automat de la MobilePay sau la PayPal. Și cam așa butoanele astea le-ai avea. Să văd, zice, mamă, cât de tare, păi, da, eu de multe ori am chemat-o pe tipa de la contabilitate să-mi plătească factura sâmbătă, să ai un fel de, da, bine, sau cum mi-a zis băiatul ăla foarte păticos, că e că alți clienți ar aprecia chestia asta, ceea ce înseamnă că nu. Și un prototip are cost mult mai mic tehnic, dar e costul mai mare de investiție umană. Și acum eu am, cum zice, Dragoș, teritoriu pe tehnic și trebuie să iau resurse de la partea umană, să convin colegii că merită chestia asta, că are sens să ne investim timpul, să mă ajute, să vorbim cu clienții, să le punem în față chestii care încă nu sunt și să vedem ce față fac, ce cuvinte zic. Să vedem dacă are sens să le facem. Sunt câteva minute acolo. Cred că Radu era înainte, așa, dar... Nu, eu doar vreau să adaug o singură chestie. Te-am întrebat treaba pe chestia asta cu prototipul, pentru că ce am din experiența mea și a celorlalți, frica cea mai mare este când faci un prototip, după care constați că nu e fezabil tehnic. Și eram curios dacă v-ați lovit de chestia asta. Încă nu. Adică noi încă suntem la frica de a face un prototip pe ceva foarte mic și să-l arătăm. Adică cumva te întreb, băi, chem pe ăsta să îl întreb dacă un link e bun, sau chem pentru ceva care revoluționează platforma sau pentru ceva în mijloc și pentru noi pasul acum este efectiv să îi chemăm, să le arătăm ceva ce nu există. O chestie pe care nu am mai făcut-o, am început-o așa timid cu colegii, merge bine, deci cred că suntem pe calea cea bună. Am o întrebare legată de prototip. Din punctul tău de vedere, consider un wireframe prototip? Ce? Un wireframe.
o schiță într-un program de wireframing și așa mai departe. Ce vă împiedică să folosiți wireframe-urile pentru a exemplifica potențialii audiențe, feature-urile pe care vreți să le implementați sau feature-urile pe care vreți să le schimbați? Nimic. Adică același lucru. E doar un blocaj mental. Curaj, timp, resurse. E tot. Adică e încă de la 0 la 1 pe care trebuie să-l facem pe partea asta. Și trebuie să, când o să obținem primele rezultate clare, pozitive, cu care să merg la management să zic, băi frate, uite, au venit ăștia, 5 din 7 au zis că e bine, îl facem, e bine și pentru toată lumea, atunci o să fie mult mai ușor de adus în cultura companiei. Aveam o întrebare undeva în spate. Mi s-a semnalat, numai un pic, mai de demult, nu? Mai este sau nu mai este? În spate. S-a topit în nu, întrebare? Cred că, da. Nu, eu nu m-am prins că era, eu credeam că n-aude. Și de asta îmi făcea semn, dar era de fapt o întrebare. Mersi. Aveți, mă gândesc că vă cunoașteți foarte bine produsul și că aveți multe teorii pe care ați vrea să le testați, dar n-ați avut cum să le comunicați către potențial client, nu? Și dacă nu aveți, în situația în care nu aveți, să zicem, puteți să faceți un research cantitativ și calitativ, odată survey combinat cu niște interviuri cu clienții voștri mai care folosește și mai mult platforma. Apoi toate acele teorii, practic prototipul în ochii mei, înseamnă să refaci pur și simplu vizual, numim noi mock-up-uri. Deci, în diverse platforme de design, faci toate modificările alea pur și simplu ca poză. Și sunt multe până și în Photoshop se poate face, sau în Sketch, sau în orice. Și fără implementa nimic, adică practic asta e definiția prototipului. Și apoi pur și simplu să vă întâlniți cu ei și să aveți o sesiune de user testing, adică vin ei. Și atunci teoriile voastre o să fie validate și voi rămâne să hotărâți ce vreți să implementați în funcție de tip de culori. Deci cam asta m-am putea adăuga. Mersi, mă, nu e întrebare, nu? Nu e întrebare, cred că e doar o sugestie, nu? Despre cum să faceți. Și mai avem aici o... Asta chiar e întrebare, da. În experiența ta de, nu știu, organizare, workshop-uri și așa mai departe, ai avut, nu știu, probabil colegi super experți, super ocupați, făceau lucruri importante, care au venit la workshop și efectiv te-au întrebat ce facem noi aici și cum ai reușit să-i faci să adopte totuși și să le arăți că aduci valoare. Pentru că eu am ținut un workshop și au venit niște tipi super profi din IT și mi-au zis, da, ce facem noi aici? De ce ne-am adunat? Nu vă dau plus valoarea adăugată la sesiunea aia. Efectiv. Da, eu practic n-am rezolvat problema asta și n-a trebuit să o rezolv, cred, din felul în care am pus problema. Adică n-am forțat pe nimeni să vină și am pus un titlu catchy, gen Love and Hate Advertiser Journey, de toată lumea se întreba oare ce vrea chestia asta să cu noi și a venit numai cine a vrut. Deci practic n-am avut momente în care se aduc cu forța sau cineva care nu vede valoare să vină. Nu am fost încă în situația asta. Am niște situații de tipul ăsta în colaborarea cu colegii, dar e mai mult de la felul în care fac ei lucrurile. Pentru că fiecare departament de la noi s-a organizat într-un anumit fel, iar eu acum vin și zic, băi, nu, hai să facem altfel, hai să băgăm mai multă empatie, hai să băgăm mai mult timp. Și eu te ajut, dar știi, tu o faci, că ăsta e jobul tău și eu mai sunt și cu tehnic. Și atunci omul, bineînțeles că îmi zice, băi, na, bag o oră, două, dar hai nu, să nu exagerăm cu empatia, că nu. Și cam astea sunt problemele. Într-adevăr, trebuie să vadă oamenii valoare. Am încercat să o creez așa, ca să pictez un tablou frumos și oamenii să vină singuri. Cine n-a venit, n-a venit. Am lucrat cu ce am avut. Ai văzut, unele proiecte au ieșit mai bine, la unele am băgat niște energie, după aia n-am mai avut eu, s-a dus totul de râpă, altele chiar au ieșit. Deci am mers cumva pe eu dau impulsul și sper că oamenii vin. În multe instanțe au venit și
doar cu asta am lucrat. În timpul ăsta, când ți-a fost cel mai tare frică și de ce ai anume tot procesul ăsta de introducere a design thinking-ului? Bună întrebare. Asta mă gândesc. Cred că cel mai frică mi-a fost prima oară când am dat e-mail-ul ăla către 700 de oameni. Noaptea m-am gândit, și dacă nu răspunde nimeni. Adică dacă nu răspunde absolut nimeni, am like, ok, nu mai încerc nimic, adică a fost o chestie aparent simplă și din fericire a doua zi răspunsele deja câțiva, dar aia a fost cum ar veni primul pas către exterior, cu ceva ce am inițiat eu, l-am bătut pe colegul ăla la cap, băi, hai să facem mail-urile cum am învățat eu la workshop, hai să fim nice, hai, o să răspundă. Și într-adevăr, na, m-am gândit că dacă nu răspund, mă liniștesc definitiv. Și din fericire nu s-a întâmplat. La workshop-ul la care ai invitat, ai povestit de metodologie înainte sau ai intrat direct în tabelul ăla și ai zis, hai să facem journey-ul ăsta? Că e primul contact pe care l-au avut ei cu conceptul. Da, nu le-am povestit absolut de nimic de metodologie. V-am și zis, n-am zis nimic de design thinking, n-am zis nimic de empatie. Povestea a fost ceva de genul, băi, văd că vorbim foarte mult despre ce aduce valoare clienților. Fiecare are altă perspectivă, hai să ne punem cap la cap și după nu mai știu, poate și aduc aminte colegii, cumva le-am zis și că, uite, m-am gândit eu, vreți să facem așa, toată lumea zice, bine, hai să vedem care e faza, au mai fost, cum ziceau ei, unii ziceau, bă, da, stai, bă, că noi știm, nu mai facem asta, le-am zis, hai, aveți încredere, o să fie distractiv, facem ceva, nu? Și cumva așa am procedat. Nu, cred că cel mai mult de metodologie le-am povestit la început, când am venit la curs și eram, nu pot să crezi ce s-a întâmplat, am aflat ceva nou, m-am prins ce vrea omul ăla, am mers prototipul, să vezi în jumătate ora, am lipit trei chestii pe o foaie, am desenat cu carioci și chiar a funcționat. Atunci le-am povestit cel mai mult. După aia n-am mai insistat pe chestia asta. Foarte mult entuziasm, da. Da, foarte important să vă zic aici ceva. Nu, lasă că îl punem mai încolo. Nu, ce vreau să zic e așa, o să vorbim de workshop un minut, nu e. Dar ideea e așa, Mădălin, care a vorbit acum, știe că a fost și la workshop-ul ăsta. Ce se întâmplă la acest workshop e un pic de, e și urgent, care a mai multe fețe prin sală, vă pot spune ei. E într-adevăr o transformare prin care treci ca persoană. Înveți o limbă nouă, deci înveți un fel de chineză, știi? Deci tu când pleci acolo, ai în buzunar, nu ai dicționarul, de fapt. Tu știi o nouă limbă și te duci la tine în companie și dacă faci greșeala să te duci să începi să povestești în chineză despre chestia pe care ei ar trebui să o facă, nimeni nu o să te înțeleagă, e mucles. Și cred că unul din proiectele pe care o să le fac în curând este să traduc, să fac un glosar de termeni, de uite, așa le zice în design thinking și uite, așa le zice în limba din corporații, guys, că, de fapt, Irina a avut succes când nu a mai vorbit de design thinking, când doar l-a făcut. Că design thinking nu e despre a spune, mamă, ce mișto e chestia aia, ci pur și simplu o faci. Fără să zici, mamă, acum facem customer journey, știi, persona și how am I tweet și brainstorming și toate nebunile pe care noi la curs le discutăm, și pe care le învățăm ca tool-uri, ele de fapt te transformă pe tine, îți dau un fel de nouă limbă, o nouă lingua, nu știu cum se zice exact în latină, și simți nevoia să vorbești, dar n-ai cu cine, din păcate. Deci în copaie încerci să vorbești limba aia, nu te înțelege nimeni. Și succesul întotdeauna, la fel și nu e doar la noi, adică știi și din toate study case-urile și așa mai departe, una dintre recomandări este nu vorbiți de design thinking, faceți-i, pur și simplu, faceți chestiile alea de la ați învățat. Și cei care ați fost la workshop, din povestirile pe care vi le-a spus Irina, probabil că n-ați recunoscut flow-ul ăla pe care l-ați făcut la workshop, adică a făcut niște chestii de acolo. Pentru că designul nu e o chestie din asta standardizată, că începe aici, se termină aici, scopul e ăsta, e doar atât și așa mai departe. E pur și simplu, noi ce putem, facem cât putem și vedem unde ne duce chestia asta. E cam despre asta e vorba, adică designul, de fapt, nu este o disciplină în pătrățel, așa, pe care poți să o faci, pur și simplu îți găsești calea singură. Da, eu la unele din proiecte am pus accent mai ales
la unele din inițiativele astea, că eu m-am spus proiecte, am pus accent foarte mult pe empatie, pe partea de la început. Au fost și unele care... Ai zis empatie? Nu, am zis hai să aflăm ce vor clienții noștri, ce emoții au și ce păreau ei despre noi. Da, deci la workshop ne vorbim de empatie. Ăsta e cuvântul magic, asta e chineză. Dar dacă te duci în companie, empatie, ce e? Da. Mai să vedem ce vorba. Da, după aia, la unele din ele, am plecat deja cu niște rezultate de empatie și am făcut partea de definire și de ideație, de brainstorming, concret, un gust pe o singură problemă. Partea de testare și prototip am făcut-o doar cu colegii unde mă simțeam safe. La unele proiecte chiar am trecut prin toate pe bucăți, la unele am aplicat ce mi s-a părut că folosește. De exemplu, la întâlnirea aia cu tabelul mare, a fost foarte util ce am învățat la workshop și anume că dacă îi lași pe toți să vorbească deodată, cine vorbește mai tare câștigă. Și am aplicat o tehnică prin care părerea tuturor să ajungă pe tablă și mulți oameni care altfel s-ar fi închis, ar fi zis ok, lăsăm pe ăștia trei că ei chiar vor să audă toată lumea ce au ei de zis și noi ne ducem acasă. Și n-a fost așa, pentru că fiecare și-a pus acolo pătrățica lui pe tablă, nu știu cum se cheamă, engagement-ul. Oamenii au stat implicați acolo pentru motivația, da. Au văzut că ceea ce spun contează, pătrățele lor practic ajung pe tabla aia, au idei bune, apreciate de ceilalți și atunci toată lumea a participat și a fost foarte fain. Dar asta e cumva doar un instrument, ceva ce am învățat la curs, mi-a plăcut foarte mult, că și eu sunt introvertă, de multe ori îi las să zică pe aia care simt nevoia să fie așa Tarzan, să urle tare și poate dau un mail, dar poate mă închid în mine. Și atunci tool-ul ăsta e foarte fain. Dar la fel, am aplicat așa bucăți, unde mi s-a părut că folosește, pac. Avansat. După aceea la... Da. Ok. Are să fie o schimbare de mindset sau cultural în organizație. Mă întreb dacă ai idee ce impact o să aibă topul ăsta. În schimbarea asta. Aha. În următoarele două luni. Păi de unde vin întrebările astea? Nu m-am gândit niciodată. Ce impact o să aibă? Păi, foarte tare mi se pare că Olivian filmează chestia asta și colegii care au zis că, băi, am aflat chiar ieri că unii colegi credeau că e ceva tehnic și nu vin că nu o să înțeleagă și au rămas cumva intimidat, deși eu, mă rog, am zis că e de design thinking, asta e explicația. Am zis, o să zic eu ce am făcut design thinking la tu performance și s-au gândit, ok, e ceva tehnic, care e thinking acolo, da. Cred că o să se uite și ei la chestia asta. M-a surprins foarte plăcut Dorin care a venit aici, nu mi se zice că o să vină și-a rupt din timpul lui copiii și a venit aici, ăsta e semn foarte bun. Da, cred că o să ajute, cred că sper că o să uite colegii și că o să prindă și mai multă tracțiune în genul ăsta de mindset. Mai avem o întrebare sau o comentare în spate? Irina, felicitări în primul rând. Eu eram curios fiindcă povesteai despre zona asta de a căpăta teren și aveam o curiozitate. Compania voastră deja cumva a experimentat beneficii de ce înseamnă design thinking, oamenii au început să înțeleagă câte ceva, mai mult sau mai puțin. Dar cel puțin e un advocate în spate. Oamenii au trecut prin câteva tool-uri, încep să vadă câteva dintre rezultatele astea. Stăm acum și mă gândeam în ce măsură managementul, mă rog, fiind expus către asta, ar fi acum dispus, spre exemplu, să ia un proiect full-fledged, care să lucreze cu expert din zona design thinking. Dragoș, de exemplu, să ia un proiect ca coadă să-l implementeze. Care e feeling-ul tău cu asta? Eu le-am propus deja, am vorbit deja de o problemă pe care vrem să o rezolvăm și de o direcție pe care vreau să o investigăm, să vedem dacă e bună sau nu. Nu știu dacă aș merge până la investiții foarte mari, adică probabil eu sunt așa mai prudent, o să le zic, băi, hai să facem noi chestia asta, vedem ce iese, cel puțin pentru primul proiect. Eu văd lucrurile astea ca o scară, adică dacă le propun, hai să sărim la etajul 10, cum să zic, un sfert din bugetul companiei, pariem pe chestia asta, două săptămâni toată lumea trece pe ceva nou, aș paria că nu o să vrea. Dacă le zic, uite, următorul proiect semnificativ, că până acum noi am făcut mici chestii, am mai redirecționat 20% din orele de development, chestii așa mai safe.
următorul proiect o să fie, hai să luăm ceva semnificativ și să-l facem în stilul ăsta. Dacă ăla merge, avem calea către ceva mai, o investiție mai mare în direcția asta. Eu cred că o să meargă, pentru că, ți-am zis, majoritatea proiectelor pe care le facem merg, dar eu mi-aș dori să meargă spectaculos. Și cred că dacă înțelegem mai bine oamenii și ce-i mână, ce sentimente îi mână, ce sentimente primare, dacă e voia de, vorba de frică, de rușine, de nevoia de a primi credite, de nevoia de comunicare, de comunitate, care din ele e important pentru ei, o să personalizăm soluțiile astfel încât să le fie mult mai aproape și să le adopte cu entuziasm. Vreau să adaug și aici că, da, nu e bine încă să faceți un bet mare. Câți oameni din cei 700? Aici 700, atâția sunt la de performanță. Câți dintre ei au fost... Cum? 700 de oameni și fac oameni nou. Nu, dar câți oameni sunt la de performanță în echipă? 20. Și câți dintre ei au fost atinși de proiectele astea până acum? 18. Ah, ok. Deci aproape 20. Și au văzut toți rezultate? Au simțit toți rezultate? Nu, no, cred că unii sunt încă sceptici. Adică, de exemplu, pe proiectul comun, de făcut o înțelegere comună a clienților, pentru că toată lumea a văzut rezultate, dar dacă îi întreb ce a fost chestia aia, o să fie așa, nu o să zic că o metodologie nouă, o să fie, am făcut o chestie nice și ne-am pus împreună și mi-a fost mișto, mai facem de astea. Și pe partea de îmbunătățiri de platformă, clienții, colegii care lucrează cu clienții, care sunt 4 oameni, ăștia, acum aș paria că sunt destul de fani la abordarea asta. Am primit feedback-ul lor, au fost înțeleși, au văzut și rezultate, ei cred că sunt in the loop. Și poate și Dorin, care e cel mai important, că e șeful șefilor. Dar n-aș spune că toată lumea e fully on board, adică încă trebuie să mai lucrăm la chestia asta. Am eu o întrebare. Câte tracțiuni faci acum? Băi, acum cred că fac fix zero. În 2013, pe 1 februarie, dădusem șampania aia. A fost încă o perioadă așa, de multe luni ajunsesem, cea mai simpatică chestie pe care o făceam e că făceam așa un fel de cerc, adică mă țineam de bară și făceam, care era spectacol. După aia au fost mai mulți factori. Unul a fost asta, că mi-am dat seama că când am ajuns la, nu mai știu, 5 seturi de 3 tracțiuni, am început să-mi dau seama că, băi, cam pe la 5 ori 5 n-o să mai fie fun. Am mai avut și o problemă medicală la sală unde mergeau să mă răutății condițiile și cumva natural a venit și iarna, m-am apucat de alergare, care a fost pentru mine iar un zero, de la care am ajuns la un aproximativ 1, adică am alergat cât de cât decent. Și da, așa pierdut farmecul. Iar apropo de tracțiuni la problemele alea potențiale, una foarte dubioasă pe care cred că nimeni n-ar anticipa-o a fost că mi-am pus bara de tracțiune acasă, pe ușă, și nu mi-am dat seama că presiunea pe care o face în timp strică ușa și o stăteam cu chirie. Deci, asta a fost chiar dificil de rezolvat. Și cu design thinking poate să fie așa, să te plictisești la un moment dat, sper să nu fie casă. Mai sunt întrebări sau comentarii? Am eu o întrebare. Ok. Ai spus la un moment dat că aveți în echipă un UI, dar nu ai specificat ce UI, UI dev sau UI designer. Dev. Și dacă dev. Acum dacă mi-ai răspuns la întrebarea asta, următoarea întrebare e, v-ați gândit să angajați un UX designer? Da, ne-am gândit. În trecut am avut pe cineva, însă a fost destul de dificil să lucrăm împreună. El avea un anumit stil, prototipurile nu au mers foarte bine, era foarte dificil. În momentul ăsta, resursele pentru angajare sunt destul de mici și căutăm foarte multe persoane. Adică avem nevoie și de product, pentru că mie mi-e greu să fac asta, plus organizare full-time. Avem nevoie și pe UX, avem nevoie pe development și o să fie o balansare, să vedem unde aducem cea mai mare valoare. Acum, pentru noi, platforma
are o identitate vizuală stabilă și faină, care îi se potrivește și încă mai putem să jonglăm destul de mult timp cu potrivit elementele pe care le avem în modul care arată bine și asta Tibi face foarte bine. Deci cred că pentru o perioadă o să investim în alte zone. Dar nu mă refeream strict la partea de interfață. Practic un UX designer nu așa aduce valoare. Aduce valoare în alt mod, partea de experience. Da, la asta... Ceea ce tu nu prea ai timp acum, adică, da, mă gândeam la un senior UX care să facă ce tu nu prea poți să mai aloci timp. Da, și ăsta e un job pe care vrem să facem. Acum, eu de asta m-am apucat de jobul ăsta, ca să zic, ca să-mi dau seama care e partea pe care o pot suplini eu cel mai bine și care e partea pe care angajăm, pentru că avem mai multe alternative. Adică ori angajăm pe cineva pe partea de user experience și eu o să fac un pic din partea de organizare, prioritizare, înțelegere, ori menținem experiența noastră cât putem să facem pe partea de flow-uri, dacă vedem că merge și atunci luăm pe cineva pe product, mai mult pe partea de organizare și de business. Încă suntem în partea de experimentare să vedem ce piesă din puzzle putem face cu resursele pe care avem acum și pentru ce parte o să mai angajăm pe cineva. Se poate face și puteți lua și pe cineva pe consultanță. Da, mi se pare foarte mișto când vin soluții din astea, pentru că de multe ori am încercat și investiția pentru ceva ce pare simplu, gen ei pe cineva pe consultanță, e destul de mare. Unul pentru că trebuie să-i dai acces la resursele companiei, unul pentru că trebuie să-ți transmiți valorile și ce e important. Și noi până acum am avut un caz de succes fulminant pe partea de consultanță, care a fost pe partea tehnică. Cineva care a venit cu expertiză și ne-a deblocat pe ceva ce nu știam. Pe celelalte părți, încă ne chinuim atât de mult încât nu suntem foarte motivați să mai încercăm să fie, cum să zic, Sfântul Graal, gata, o să luăm pe cineva pe consultanță. Poate o să ni se întâmple, încă nu. Aici, în ce privește UX-ul, poate nu sunt eu cel mai bun să vorbesc, dacă era Tudor aici, puteam să spună mai multe colegul meu de la Design Thinking Society sau Cătălina. Cred că, așa intuiția mea spune, că ei sunt acum într-o călătorie în care înțeleg cumva cu propriile lor degete ce înseamnă UX, cum se face ca lumea și probabil că vor fi pregătiți să angajeze un UX în momentul în care o să înțeleagă foarte clar că sunt depășiți odată sau o să știe foarte clar ce să-i ceară acelui om. Intuiția mea zice că atunci când ați avut un UX și ai zis că a fost dificil să lucrați, este tocmai pentru că un UX vine cu această privire disruptiv, să zicem, în anumite momente, pentru care această organizație încă nu e pregătită, pentru că Irina încă face pași mici. Asta ne arată nouă că ei încă nu sunt pregătiți să vină cu schimbările alea puternice pe care un UX le arată pe flow-uri, pe, care pot fi disruptive la nivelul la care de risc pe care și-l pot asuma ei acum. Adică, cumva, intuiția îmi zice că întâi mai aveți voi de descoperit și de făcut niște pași și la un moment dat o să ziceți, băi, jobul ăsta face un UX. Bun, dar noi acum știm să lucrăm. Știm ce se cere unui UX. Colegii noștri înțeleg flow-uri, înțeleg vocea clientului, știu să o asculte, pot să vorbească cu un UX care vine cu vocea clientului și cu usability test și cu hotjar, cu insight-ul din hotjar și așa mai departe, tot ce face un UX. Deocamdată ei le fac their hands on, dar cred că ăsta e calea ca să ajungi și să poți să lucrezi cu un UX profesionist, să zicem, unul care numai asta face. Ok? Am mai tras două mâini. Revenim. Înțeleg dacă ai întâmplat dificultăți în a motiva colegii, mai face să înțeleagă importanța implicărilor în acest proces, să vadă, să zicem, rezultatul final, și anume că ar crește vânzările, de exemplu, ar aduce mai mulți clienți, profitul ar fi mai mare, în speță cei care fac foarte mult tehnic și nu prea sunt atât de conectați cu acest aspect. Ei au o treabă lor de făcut și nu, să spunem că n-ar înțelege de ce ar trebui să facă ceva în plus, ce rezultat ar aduce asta companiei. Partea de, să spunem, partea de producție față de partea de vânzări. Tu ai constatat că
este ceva de îmbunătățit și ceilalți nu văd. De ce ar face asta neapărat în plus? De ce ar ajuta asta companie? Dacă lucrurile merg bine cât de cât și așa, de ce acel în plus, ceva în plus, care din punctul meu de vedere este foarte mult ce am văzut aici, ar ajuta compania? De ce s-ar implica ei? Ai spus că la început că ai zis cine vrea să vină. Probabil că o parte din ea a considerat că nu are rost, presupun. Cum ai reușit să-i motivezi pe ceilalți? Sau? Cred că parțial am mai zis chestia asta, să-mi zici dacă n-am înțeles bine întrebarea. Cumva n-am încercat, nu știu să zic, ca un efort concret să motivez pe X. Chiar așa am procedat, am zis, băi, uite, asta e ideea, cine vine, vine, cine nu, nu o să stau eu să, nu știu de ce în engleză, să bat șaua pe un cal mort. Cel mai ușor mi-e cu colegii care văd beneficii, adică aceia care au văzut că după ce am discutat de 3 ori am reușit să facem ceva care le salvează 2 ore de muncă plictisitoare pe zi, ăia sunt foarte ok și de la ei am o deschidere foarte mare să mai facem chestii. Dar beneficii au fost pentru ei, adică așa au colaborat pentru că ei au văzut un beneficiu direct pentru ei, nu în faptul că acest lucru în final va crește vânzările cu 5%. Da, pentru noi este chestia asta cu cum determinăm ce crește vânzările, e o problemă la care încă nu avem răspuns. Pentru că în platformă sunt sute de acțiuni pe care le poți face, echipele fiecare face și fiecare echipă, marketing, comunicare, evenimente, face sute de acțiuni și totul se întâmplă în timp. Adică de obicei de la momentul în care un client vine, durează cam 3-4 luni până să ne dăm seama cam ce potențial are, în funcție de ce face și cum progresează. Și atunci pentru noi e foarte greu să zicem, băi, uite, chestia asta pe care am făcut-o a dus la creșterea asta. Mi se pare cumva, nu știu să zic, ironic că în momentul în care eram de cealaltă parte a baricadei, orice proiect venea, ziceam, băi, spuneți-ne cu cât o să crească vânzările. Deci dacă facem chestia asta, străduiți-vă, faceți proiecții, rapoarte, spuneți-ne cu cât o să crească. Acum când sunt eu în rolul ăsta, îmi dau seama, băi, îți dau o estimare. Și cumva lucrurile pe care le-am făcut noi sunt pe partea de, iar o să vorbesc în engleză, friction reduction. Adică vedem că sunt niște probleme, sunt lucruri pe care pe client s-ar putea să-i enerveze destul de mult când să plece. E clar că e ceva neregul acolo și că reparăm, reducem problemele. Pe partea de să facem chestii ca să le fie mai bine, iar e la next steps pentru mine, la viitorul pe care vreau să-l construiesc. Aici eu aș mai adăuga doar despre vânzări, că uneori multe companii își asumă sau își urmăresc problema asta a creșterii vânzărilor ca fiind the ultimate goal și că de fapt e o pistă falsă în multe cazuri. Există o companie care la un moment dat a avut un punct de turnură, se numește Zappos, există o carte, se găsește cum să livrezi fericire de Tony Sink, puteți să o căutați și ea a avut multe probleme, exact era în zona asta, cu un magazin de pantofi, practic, deci e-commerce. Și aveau probleme de... Tot se focusau pe achiziție, să achiziționeze clienți noi și... La un moment dat s-au gândit, dar asta e un pic, dar ce ar fi dacă n-am mai achiziționat clienți noi și ne-am focusat numai pe clienții pe care îi avem? Ce fel de efect ar putea avea asta în... Și nu doar că le-a schimbat cultura, dar practic ei au mers pe o pistă care e mult mai concretă, mult mai accesibilă, clienții erau deja acolo, trebuiau doar să aibă grijă ca ei să aibă o experiență extraordinară. Cumva cam ce încercați și voi. Hai să reparăm, să facem să fie experiența extraordinară pentru clienții pe care îi avem. Pentru că dacă o să o facem pentru ăștia, cumva piața și word of mouth și celelalți factori o să aibă grijă și de vânzările și de achiziția celorlalți noi. Deci e contraintuitiv, dar uneori a crește vânzările nu e despre clienții noi, ci este despre a face viața extraordinară clienților pe care îi ai în momentul respectiv, chiar dacă sunt puțini. Nu e o singur răspuns, dar e unul dintre răspunsuri. Mai, nu mai că mai aveam aici în spate un întrebare sau un comentariu. Relativ la ce ai spus asta de tehnică de product... Relativ la ce ai spus asta de tehnică de product management. Adică să îmbunătățești, de exemplu, dacă vrei să crești costurile.
Dacă ai o subscripție sau ceva de genul acesta, să-i mulțumești pe clienții pe care i-ai deja, știu, în afară de timp feris. Se cheltuie mai mult, da. Da, se cheltuie mai mult. Mulțumesc. Nu știu dacă poți să-mi răspunzi, dar mai degrabă te întreb decât să plec cu întrebarea acasă. Mă gândeam, odată ce ai obținut un ok din partea managementului, e deschis către asta, care e apetența, de fapt, cam câte resurse ar fi dispus să investească pentru o primă iterație sau până să testeze conceptul ăsta? Și mă refer aici fie în man hours, fie în bani, oricare dintre ele, ca să testeze. Și îmi dau seama că ține foarte mult de profilul companiei, cât de antreprenorial management, cât de dispus să investească. Dar poate, cred că ai, având în că ai trecut prin asta și hai să luăm tu performant ca și companie, what would be a sense? O să reformulez un pic ce m-ai întrebat și o să fac întâi o precizare. Practic, tot ce face tu performant este o investiție. Adică platforma e proprietatea intelectuală românească, tot ce facem e pentru că cineva vrea chestia asta și i-a convins pe ceilalți, cum ar veni. Adică nu avem un manual, uite, ca să fie o rețea de filieri de succes, trebuie să faci astea 5 chestii. Am trecut de mult, aveam multe proiecte inventate de noi, multe inovații, așa că întrebarea ar fi pentru mine cumva cât ar fi dispus să investească pe abordarea asta de a crea soluții pentru clienți. Și aici nu știu exact ce să zic. Cred că dacă aș face așa niște resurse faine, o săptămână în care să creăm, de exemplu, un design sprint pe metodologia asta, cred că ar fi ceva ce am putea face. Și ca cerință, ca să facem asta, cred că ar trebui să avem o nevoie profundă, identificată, clar, și să reușesc să transmit empatic către ceilalți. Să le arăt foarte clar care e problema și cum să le arăt utilizatori care au problema respectivă și puterea ei. Și atunci cred că asta am putea face. Ok. Ne apropiem de final. Vreau să vă dau și ocazia să mai faceți networking între voi. Luăm ultimele două întrebări, dacă mai sunt.